Etapa inaugurală a Campionatului Național de Alergare Montană s-a desfășurat pe un traseu cu plecarea din parcarea telescaunului și cu sosirea la capătul telescaunului. Potrivit Federației Române de Atletism, la competiția de la Vatra Dornei au participat 48 de atleți de la 17 cluburi din țară. Bine, Andrei! A fost foarte greu, a fost prima dată când concurez în proba de seniori, am avut 12 km, a fost foarte, foarte. Față de anul trecut am avut și concurență mai mare, am avut participanți adversari de 35-30 de ani și abia fac 20, dar m-am descurcat. În ultimul timp nu prea m-am antrenat aici, că stau, m-am mutat în Cluj, fac niște cursuri de masaj și nu prea am avut timp să mă antrenez pe traseu specific, dar mi-a fost foarte greu, cel puțin ultimele două ture cream că nu mai termin. A fost ok. Acum mă antrenez pe viitor și sper să progresez din ce în ce mai bine. Ce așteptări ai de la Cupa Mondială de anul acesta? Sper clasare în primii 15 la seniori și, nu știu, clasare în primii 10 în cel puțin două etape din 6 și la sfârșit în clasament general primii 10, primii 15. O vede. Gabriel, a fost prima ta participare la un concurs important de alergare montană și ai reușit locul 3. Cât de greu a fost pe traseul ăsta de aici, de pedalul negru? Nu așa greu, dar totuși, binișor. Cât timp te-ai antrenat pe traseu? O lună și ceva, cam aproape două luni. Știu că colegii și domnul antrenor îți spune glonț. Asta e de obicei o poreclă care îți vine de la concursurile și de la cursele pe plat. Da. Care îți plac mai mult, urcările sau cele de plat în care știi exact care e? Urcările. Montana. Serios? Da. Andrei Leancă era de așteptat ca să câștige și ca să se prindă lotul pentru campionatul european. Surpriza mea care a fost Bulandra Gabriel, un copil care l-am descoperit la crossul lui Elevidează, campionii de mâine pe 22 noiembrie. Un copil de la Ciocănești, trebuie să spunem. Un copil de la Ciocănești, din satul Botuș. Îi mulțumesc pentru că facem fiecare zi naveta, face niște sacrificii ca să ajungă la Vatra Dornei și poate cu această calificare o să fie și el ajutat de cineva ca să îi fie mai ușor pentru a face deplasarea la Vatra Dornei de la Ciocănești. Ne spunea ceva mai devreme glonț, așa cum îi spun colegii de club, că îi place foarte mult și alergarea montană. Vrei să-l specializezi pe stilul acesta sau va rămâne și cu probe de plat? Eu sper peste 2 ani ca să iau o medalie la campionatul european și campionatul mondial cu el. De alergare montană.